Bine v-am găsit, dragii mei! Se întâmplă de multe ori să descoper invitații în rând cu domniile voastre și în timp real. Să știți că este o adevărată provocare pentru mine, dar îmi place acest lucru, cu atât mai mult că mai nou trăim cu toții pe rețelele de socializare, ne împrietenim acolo, vedem fața adevărată a lucrurilor sau cea din umbră, grație pozelor puse și afișate pe peretele fiecărei persoane, care se crede sau nu o mare personalitate, ce poate fi dată exemplu celor din jur. Pe ea, pe eroina mea din această seară, exact acolo am și văzut-o. Bine, acum pot să zic că am răsfoit mai multe pagini, am găsit și câteva interviuri pe care le-am ascultat cu gura căscată și am rămas impresionată de familia ei frumoasă care a propulsat-o mereu înainte. Dincolo de faptul că e o femeie frumoasă, are în spate cei mai frumoși oameni. Mai mult decât atât, ea se străduie și în viața reală atunci când se închid luminile reflectoarelor și atunci când își închide telefonul mobil cu care de fapt lucrează foarte mult, să facă frumoasă o lume întreagă. Iar lucrul ăsta este esențial pentru mine și merită să fie pus în rama emisiunii O seară în familie. Așa că merg să-i salut și din capul locului să le mulțumesc că și-au făcut timp cu toții pentru noi și când zic cu toții mă refer la familia frumoasă Tatianei Codreanu. Bună seara, oameni dragi și frumoși! Bună seara și bine te-am găsit, Rosalina! Atunci când ți-am făcut invitația am zis să... Pentru mine este important să vii pentru că tu arăți de milioane și atunci când stai alături de copiii tăi, nimeni niciodată nu o să zică că ești mama lor, mama celor patru pui, care toți sunt ai tăi. Da, și pe toți ai purtat în burtă. Da, desigur. Bine, acum nu știu, că o fi secretul în atitudinea soțului Vitalie față de tine, în atitudinea copiilor față de mama lor și față de familie. Genetica o fi bună sau pur și simplu Dumnezeu te iubește? Cred că toate odată. Eu știu cum îi cheamă pe puii tăi, dar vreau să te las pe tine, să-i prezinți așa cum tu îi simți și așa cum tu îi știi. Și cred că o să încep cu Badea Cristi, că el e favorizatul familiei. E Badea și probabil are ultimul cuvânt de spus atunci când e vorba de relația lui cu surorile, nu? Așteptăm părerile tuturor în familie. Părerile sunt egale în familie. Da, ta e mai importantă decât a fetelor, nu? Nu, nu-i contează. În familie se respectă părerea fiecăruia și fiecare are posibilitatea și să-și exprime decizia, opinia și unele păreri. Deci el este creștin, dar în cercul familiar, da, este Cristi. Apoi merge Corina, este cea mai mare din fete, da. Milena și Lorena. Lorena este surpriza noastră, de fapt. Da. Am planificat inițial doar 3 copii, dar Dumnezeu ne iubește foarte mult și a zis că da, deci vreți să ziceți că 3 copii au fost planificați? Da. Deci Corina a așteptat-o pe sora ei mai mică. Pe cea mică a luat-o ca pe o provocare și ca pe o păpușă. Nu te simți păpușa casei? Sau nu? Ești alintată asemenea unei prințese în casă? Nu. Serios? Eu credeam că tu ești cea care doar arată din deget și toate lucrurile frumoase se întâmplă în jurul tău. Nu chiar așa. Nu e așa? Nu. Cât de important este să le acordați atenție egală celor 4 copii? O importanță destul de mare, pentru că indiferent ce vârstă are copilul, dar el are nevoie de atenție. Veniți din familie numeroase? Nu. Doi. Eu, deci, un frate. Uh-huh. Și o soră. O soră. Ah, și deci v-ați dorit 3 ca să fie cumva al treilea care impact pe celălalt doi când se ceartă. Da. Eu nu am vorbit despre meseriile voastre, deși fetele și femeile probabil cunosc pe Tatiana. Este make-up artist. Și hair stylist. Și hair stylist. Și e fața multor reclame. Da. Și are grijă de mulți actori ca aceștia să arate bine în reclame. Te văd foarte mondenă și prezentă peste tot, iar soțul tău este omul din spate care te susține, are o afacere proprie în care investește și câștigă bani ca să-și poată întreține prințesele acasă. Desigur. Eu vreau să îmi spuneți cum a început povestea voastră de iubire, pentru că de aici începe de fapt o familie. Sunteți destul de tineri pentru copii atât de mari. Din start am întrebat, dar ce vârstă ai și Cristi ce vârstă are? Mi se părea incredibilă înfățișarea voastră atât de aproape unul de celălalt.
Cum e cu povestea asta de iubire care aprinde luminițe și desface fluturi în stomac? Vitalic căuta perechea în tot orașul, dar a fost să fie să locuim în același bloc. El la etajul 4, eu la etajul 2. Și întâmplător a mers la magazin, nu mai țin minte, și el stând cu prietenul a zis, dar cine este fata? Păi este vecina noastră. Cum așa? Deci voi când erați copii nu v-ați jucat în nisip în curte, nu? Nu. De fapt, aveam un an și ceva, noi am locuit împreună în cămin. Părinții noștri. Și cumva, cred eu, un an de zile, da? Noi am fost împreună și familia lui Vitalie a plecat să locuiască în alt sector. Noi am rămas. Vitalie, de ce ai pus ochiul pe domnița asta? Că trebuia prin ceva să fie deosebită de celelalte fete din ogradă. Dacă cineva zice că nu este dragoste la prima vedere, eu sunt exemplu că este. Am văzut-o, am spus, e mea și tot. Și ați luptat mult pentru ea? 4 ani. Asta se întâmpla, dacă mi-amintesc, în discuția noastră, pe la 16 ani și respectiv... Chiar mai devreme. Chiar mai devreme. Da. Deci cumva... Terminasem 8 clase. Cam așa. Mm-hmm. Și în asta ce vârstă aveați? Erați deja, nu știu, la una bucată colegiu, munceați ceva, aveați proprii bănuți. Cum e cu cavalerul care trebuie să-și scoată iubita? Nu știu dacă era la cafea pe vremea aia. Nu, era. Sau nu era, nu era. La era înghețată. Ciocolată înghețată. Dar eu eram foarte modestă și întotdeauna ziceam că nu, mersi. Și acum regretă. Bun, eu cred că părinții nu aveau fată de măritat la 15 ani. Nu aveau. Și nici nu. Dar Vitalia a fost insistent. Deci a fost insistent și cu asta probabil m-a și cucerit. Pentru că deseori fugeam, mergeam, aveam un traseu de la școală până acasă, dar când mă certam cu el, eu trebuia să-mi conjur jumate de că stăm acum și pe timpuri la Poșta Veche. Sectorul Șcani, da. Și el, dacă am supărat-o, deci gata. Schimbat traseul, înconjoară. Trebuie să o caut pe alte trasee. Era interesant. V-ați căsătorit de îndată ce ai finalizat școala? O așteptat să împlinesc 18 ani. Ai făcut colegiul? Da, și după cursul 3 am jucat nunta. Ce frumos. Cursul 4 am rămas însărcinat cu Cristian. Și de aici mi se pare cea mai frumoasă parte a poveștii voastre, că foarte multe femei, de îndată ce rămân însărcinate, la o vârstă fragedă, după asta au cumva o scuză. Da, n-au mers la facultate, că eram gravidă, creștere de copii, scutece, grădiniță. Nu, pentru mine conta foarte mai departe. Mult. E foarte important să spunem din capul locului, după care implicăm și copiii la discuție. Ești femeie cu carte, da. Și nu cu una, dar cu mai multe facultăți. Da, două facultăți. În schimb, într-un final, muncesc cu tot un alt domeniu. Deci, ca facultate, ai reușit să faci economie. Economie și management. Management. Exact. Câți copii aveai pe vremea economiei? Pe vremea economiei, economiei 1 și managementul, deja aveam 3. Academie Studii Economice. Academie. Ce făcea tata în toată această perioadă? Cât de mult ați încurajat-o să fie ea însăși. La moldoveni e teoria asta. Bărbatul trebuie să câștige banul, femeia trebuie să aibă grijă de casă, de familie, să stea la cratiță, să îmbrace papucii, halatul și să aibă grijă de confort. Nu e cazul domniilor voastre? Nu. Tatiana vrea acolo. Uite, vrea fel. Întotdeauna m-a zis sănătă. Vrea, poftim. N-a fost bărbatul academie, care... Vreau studii superioare. Poftim. Ați avut la început ideea asta că se mărită tinerică și va trebui să o creșteți? Sau să creșteți împreună? Nu. Bine, că nici dumneavoastră nu aveați chiar 30 când v-ați căsătorit. Tot erați la o vârstă la care e Cristi acum?
Da, 19 am început să mă întâlnesc cu Tatiana și la 23 am făcut nunta. Eu aveam 23, mm-hmm. Tatiana avea 18. Pe vremea părinților noștri era o normalitate era, să da, se exact. Căsătorească așa. Și dacă depășeai mei. Vârsta de 20 de ani, gata, te considerai că ești... E de asta te-ai măritat la 18. Cred că. Cristi, tu ești copilul aventurilor, dacă pot să zic așa, pentru că părinții erau destul de tineri. Da. Tu ai crescut în rând cu ei. Da. Și te-ai maturizat odată cu ei. Ai simțit importanța asta pe umerii tăi, pe parcurs, pentru că tu dintr-o parte ai văzut surorile mai mici. M-am simțit iubit. Asta e principală. Mm-hmm. Îți amintești perioada când mama ta învăța și avea grijă de tine? Nu. Erai prea mic. Da. Celelalte fete cred că țin minte povestea, sau nu? Diferența între Cristian și Corina este un an și 5 luni. Deci ei au crescut odată? Odată, da. Dar vouă vă place să spuneți că mai aveți încă 3 surori acasă sau că mai aveți un frate și surori? Când vă întreabă prietenii de gașcă, cunoscuții pe care vi-i faceți în timp? Mie personal, da. Eu mă mândresc cu asta. Voi, în general, vă considerați o familie mare? Da. Mm-hmm. Știi, uneori stau la masă, noi suntem toți 6 și am impresia că cineva lipsește. Că mai trebuie cineva? Nu mai trebuie. Dumnezeu întotdeauna are alte planuri. Avem noi și a 7-lea membru. Aveți un pisic sau o pisică? Pisic. Eu am văzut o poză și am zis că mâța asta nu e ca toate mâțele. Așa e. E Sphinx? Da. Cum a ajuns Canadian. În casa voastră? A cui a fost ideea? Spuneți. A ta, Corina? Îți plac asemenea rasă de pisici? Nu plăceau, însă am văzut o poză și mi-a părut interesant și am arătat la părinți. Ei convins ușor? S-au gândit. Ideea era, vreau pisic. Nu, categoric, nu. Băr, prin casă, nici nu era. Alergie, nu, mizerie, nu. A arătat poza la Sphinx, da. Toți am zis, e foarte deosebită ca... E ușor să o iubești, să o îndrăgești? E foarte gingăș, e foarte... E reprezintă caracterul familiei noastre. Prima dată când am văzut în realitate pisica de genul dat, Sphinx, eram la o ședință foto, mi s-a părut atât de strășnicuță. Dar pe a noastră, pe al nostru pisoi, deci când alegeam... Cum îi cheam pe fratele vostru cel mai mic? Faraon. Faraon. Oh, ce nume după rasă! Noi, imediat după călătoria noastră din Egipt, așa a fost cumva, nu știu, Faraon i-am dat, i-am pus numele. Uh-huh. E chiar un pui de Faraon, că l-am văzut și eu în poze. Și ce este interesant, că analizând poze cu bebeluși, să zic așa, uh-huh, da? Uh-huh. Pisici micuțe, la un moment dat am zis că nu, hai că nu mai luăm noi de ăsta fără blană, hai să ne întoarcem la cele cu blăniță. Și știi că nu ne-a plăcut nici o pisică. Și mi-a pus întrebarea, dar cum așa este posibil? Până acum erau drăguțe, ne plăceau. Și cineva a zis că odată dacă te îndrăgostești în rasa dată, nu mai primești alte pisici. Mm. O fie, trebuie să mă și eu mai atent la ea. Dar este ca un bebeluș, deci când îl ții în braț, e ca o piele goală, e formidabil. Deci are blană, dar este foarte scurtă. Dar voi, în general, împărțiți treburile în casă? Da. Corina, Milena, Lorena, cum e? Fiecare dintre noi are responsabilitățile sale. Ca de exemplu, eu sunt tare curioasă, știu ce fac fetele acasă. Cine spală vesela, cine dă cu aspiratorul? Aspiratorul e responsabilitatea lui Cristian. Deci e lucru bărbătesc. Ce dusă gunoiul. Da. Eu cu Milena mâncare, ne rânduim. De asemenea, faceți mâncare acasă? Și Cristianul. Doar că el muncește, este și la ore și când are liber în program, se implică. Fetelor, dar ce bucate gătiți voi? De toate, în toate. Cu meniu? Sau ce trăsnește prin cap și ce este în frigider când deschidem ușa? Dăm un apel părinților sau familiei. Mm-hmm. Avem un grup familiei. Aveți un chat exact. A familiei. Da. Exact. Acolo scriem ce mâncare, ce poftă veți. Și decidem împreună. Elena, dar funcția ta care e? Bănuiesc că nu se speli veseala după toți. Nu fiecare și-o spală personal. Pe lui, nu? Da. Tu îți strângi doar lucrurile tale până una alta. Da. Și încă mai ai responsabilități. Da. Ce faci? Șterg praful, spăl lăvarul și... Oglinzile. Da. Și oglinzile. Păi, fetelor, la voi e ca la armată în casă. Apropo, ați avut parte de educație, nu știu, militărească?
cu orar fiecare, zilnic sau cu agendă. Cum e să, acum vă întreb și în calitate de părinți și întreb și copiii, cum e să ai grijă ca toți copiii să fie la înălțime, ca toți să aibă tabieturile lui, bănuiesc că ați fost și copii implicați în tot ce înseamnă societate, școală, cercuri, cursuri și alte activități, și în același timp să fiți pe linie de putere ca să nu zică cineva, ăștia sunt mulți copii acasă. Ne-am obișnuit de obicei să zicem că familiile defavorizate au copii mulți și mie îmi place ori de câte ori am ocazie să scot familii frumoase și cu 3 plus copii în casă. Armată sau nu? Că am vorbit cam mult și am pierdut firul. Inițial cred că a fost armată. Cine e cu armata? Mama sau tata? Cine e lupul cel rău în casă? Ambii, dar mai mult s-a adresat la mine și la Cristian, la primii doi. Uh-huh. Până cu timpul am înțeles că trebuie mai moale. Milena deja mai moale a fost. La Lorena mai leger. Educația. Da. Dar dintre noi cine mai sever? Mama. Agenda la școală, cine o verifică? Tata și mama, ambii se implicau. Uh-huh. La adunările de părinți, cine mergea? Tata. Tata, că mama se enervează cam tare. Da, da, cam acolo. Asta e ideea. V-a fost greu să-i țineți pe toți pe linie de plutire? S-a întâmplat să stați doar voi în doi la discuții și să ziceți, măi, trebuie să avem o tactică anumită pentru ca acești copii să fie buni și foarte buni. Știi, înainte de a apărea Lorena, noi aveam o obișnuință, ieșeam o dată în săptămână, la o cină. Și atunci noi discutam fără copii, unde am greșit, unde mai corectăm ceva în familie. Și era foarte frumos. A apărut apoi Lorena și un pic, dar ne străduim cumva să recuperăm și mai ieșim din când în când. Doar în doi? Nu, iată, asta am vrut să menționez, că nu se primește la noi doar în doi să ieșim, pentru că toată lumea dorește cu noi. Eu mă bucur foarte mult și cunosc familii unde copiii chiar nu-și doresc să fie alături de părinții lor atunci când plec la odihnă, să iei cina undeva. Și când zic, da, voi unii mei, eu merg cu voi. Și este frumos. Ia spuneți-mi ce talente aveți voi, ce vă place să faceți și dacă există copiii mami și copiii tati sau, de exemplu, cineva seamănă cu mama, cineva seamănă cu tata, că noi des în familie avem de genul ăsta, seamănă ție la caracter sau la temperament sau îi place să scrie că îmi seamănă mie, îi place fotbalul că îi seamănă lui tata și tot așa. Ați încercat? Bine, nu neapărat să vociferați. Dar se împart cumva copiii în ai mami și ai tatei? Nu sunt divizări în familie, da. Tatei, ai mami. Exact. Noi nu avem. Da. Caracterul, asta. Temperamentul. Din câte îmi dau seama, sunteți ambii caractere puternice. Mm-hmm. Da. Să mai sar să scânteie acasă? Se mai întâmplă, da. Ce familie fără scânteie. E logic. Când se descarcă energie, da. E bine. E ok, da. Și pe ei certați sau nu? Desigur. Da? Chiar dacă au peste 20 de ani, dar regula în casă este regulă. Regula în casă este să nu intrați mai târziu de ora 10? De 12, pentru Cristian. Pentru cei mai mari. Da. Corina, tot 12. Ei, nu? Corina, dacă merge cu Cristian, se permite, poate. Dar dacă este singură, deci fetele trebuie să vină mai devreme acasă. Da. Și ce faceți în afară de școală? Ce vă place în viața asta? Că dacă o ascult pe Tatiana, am înțeles că a făcut două facultăți, dar după asta pasiunea ei pentru a crea frumusețe, a luat contur și diplomele le-a pus cumva în sertar. Vouă ce vă place? Ce vreți să faceți? Calcă cineva pe urmele mamei sau nu? Poate cea mică. Cea mică și face machiaje și coafuri. Când vine la mine în studio, neapărat trebuie să iei un manechin, un cap, unde predau că sunt și lector. Și reușește? Reușește foarte bine. Sunt și eu în domeniul frumusețe, dar mai mult bazată pe manicură. Sumește pe manicură. De asemenea și în modeling ca hobby. Dar faci facultate. Dar fac facultate. Pentru că asta este o facultate e legat de modeling sau nu? Nu. Academia, la SEM, Academie, da, business și administrare, pe urmele mamei și a tatic. Cristian tot face facultate. Da, eu la fel sunt student în domeniul informațional. Sunt la facultatea de rețelistică, rețele și securitate cibernetică. Wow! Îmi place acest domeniu. Și... tu ești agentul secret din familie. Da, toate întrebările cu tehnica este la Cristian. Deblocarea telefoanelor, nu știu, programe. Da, îmi place mult
să verific, să fac, să modific, să tot ce ține de internet. Eu am auzit-o pe mama jeluindu-se că te-ai apucat și de lucru și lucrezi și au lucrat foarte mult și cumva te gândești că ești omul care are nevoie de banii lui de buzunar, să nu ceri de la părinți. Așa sigur, este? Am lucrat, la moment învăț și n-am putut combina învățătura și cu lucru. Uh-huh. La moment mă bazez doar pe învățătură pentru că să reușesc să am succes într-o direcție, nu poți prin doi iepuri dintr-o dată. Și tot timpul meu mi-l ocup învățătorii. Cât important este să ai banii tăi și să fii sigur că nu mai ești la cheremul părinților? Păi este destul de important și mă strădui cu orice putință să îi fac personal. Nu, nu-mi place să-i cer de la părinți. Sau... Mai ales că are o fetiță și, mă rog... Da. Și bani de cafea și de înghețată și trebuie. De ciocolată. Și nu dau părinții pentru că e rușine să ceară de la părinți să-i scoată fata în oraș. A fost o perioadă, el în căutare a fost. Nu știa în ce domeniu să se duce. Mm-hmm. Acum pe pașii lui este Corina. Tot în căutare. Încă. Dar Cristian s-a apreciat. Deja. Corina este în business. Da? Este persoană care iubește și să organizeze. Nu știu, poate va fi pe parcurs mai târziu un organizator de evenimente. Ei, mai știi cum... Sau să preia afacerea mamei, de ce nu? Sau, da, sau Milena, să Milena a zis că vrea să preia afacerea așa mamei și a tatălui, ea peste tot locul. Apropo, ai zis de bucate, este unica persoană care iubește să gătească copturi. Ea... Milena, după felul în care arăți, n-ai zice. Da. Copturi sau tu nu le mănânci, tu doar le faci. Ceva natural, nu din magazin procurat. Uh-huh. Și foarte gustos și se primește. Poate va fi un conditer, da? Milena, tu parcurs? Ce clasă ești? Nouă. A, nouă. A, e examen anul ăsta. Da, și faci și o școală paralel de pictură la Valeriu Poliakov. Hmm. Păi poate... Clasa 3... Te face, nu știu, designer vestimentar, da. Arhitectură. Vestimentar. Acum spectrul e foarte larg atunci când știi deci să țin. Deci oricum a preluat de la mine creativitatea. Exact, spiritul artistic. Și cum ai pus și tu întrebarea, cine a luat de la noi careva? Este Corina, Milena și Lorena. Cu creativitatea. Desenul, pictoria... Lorena, totul e pictat în casa ta? Și pereții, și podeaua, și canapeaua? Milena a pictat. Pereții, tot ce se putea, și cu plastelina, tapete și... Dar era gândit, nu se vedea când picta. Da, dacă tapetul era albastru, trebuia să fie pix albastru. Tapetul roz, pix roșu. Deci noi am zis deci, că aici... estetic... Da. Și ce interesant că reparații nu am făcut la primii doi, zicând că... Ei, Iancuș o să jupoaie un tapet sau o să murdărească. N-au făcut primii doi nimic. Și am zis, gata, facem reparații. Milena va fi identică cu frații mei mari. Ei, asta Milena este. Evidențiat. Lorena pe hârtie face desene. Lorena face din toate ceva. Acum a inventat plastilină naturală, face ea, formula ei, da? Cu sare, cu făină. Și apă. Nu ai încă un vlog ca să înveți și pe alți copii? Nu te tentează? Noi nu avem noi telefoane. Noi îi reținem puțin de la internet. Să... Pe nu ea, telefoane? Anume pe ea. Uh-huh. Au toți telefoane, ceas. Dar noi îi reținem, că internetul absorbe. Mai tare e complicat să faceți lucrurile astea. Nu, ea are pentru telefon. Pentru că tentația e foarte mare. Are colegi, are prieteni care cumva... Are telefon, are ceas, are tot legat cu internetul, da. Dar noi ne străduim să minimizăm este timpul. Este Wikipedia la noi, toate întrebările la noi le rezolvă Lorena. Ea cunoaște foarte multe. Și noi nu interzicem. Nu interzicem. Într-o zi a zis, dar ce înseamnă TikTok? Și da, pot să-mi fac și eu? Sau a cui este TikTok-ul? Lorena, și cui este foarte... TikTok-ul? Tuturor, da? Dar tu ești elev în clasa a doua. Anul trecut ai început școala pe online. Deci cumva a fost cea mai mare provocare a familiei voastre să meargă un copil în clasa a întâia și să nu-și vadă învățătorul decât într-un ecran micuț. Cum a fost? A fost o provocare pentru toți? Noi, mai mult eu... pentru părinți. Probabil a fost. No, pentru Lorena mi-a plăcut, chiar am comparat. La început
Wow, nu vreau online, vreau la școală. Îmi pare că unul din copii, unicul copil care vrea la școală. Vrea la școală. Și acum dorești, își dorești foarte mult. Acum a trecut și iarăși acum la școală, perioada a început, că trebuie înapoi la școală. Așa bine era online. Da, stai în pijama, da. Să vei și un ceai la a primele ore. Nu mai vrea să mai facă drumul ăsta până la liceu și înapoi. Dar are prieteni. Ea este persoana care după ore merge la bibliotecă. Mă telefonează și zice, mami, poți să merg la bibliotecă? Da? Și își face temele, matematică, limba română. Nu are telefonul, ia cartea și ne informează din carte ceva nou, ce a găsit. Te furăm și te dăm drept exemplu altor copii. Te punem în fața tablei. Și jocuri. Joacă cu tate, șah, cărți. Este dezvoltată în domeniul jocurilor. E greu să vă jucați astăzi cu copiii? Și știu de ce întreb lucrurile astea, pentru că părinții moderni stau într-o cameră alături de copii, fiecare cu telefonul lui în mână și fiecare cu nasul în propriul lui lume, o lume care cumva te fură foarte tare. Veniți de la serviciu, lăsați grijile la ușă și hai la joacă! În primul rând, cum ați accentuat anterior, noi nu vrem să simtă careva copil că este abandonat sau este altul, primește mai mult atenție ca celălalt. Și de ce, cum ați spus, de jucat nu e complicat. Cu toți odată de jucat e complicat. De ce te strădui cu unul, îl atragi pe altul, îi dai la cealaltă în ceva însărcinare. Dar șah, joc toți și dacă, cum a spus soția, că cea mai mică joacă foarte bine șah. Vreau cumva să ajungem la povestea ta legată de lumea frumuseții. Acum, dacă realizezi după cei trei copii, o perioadă foarte bună de timp ai stat acasă sau pe lângă casă și da. La un moment dat ai răbufnit? Ai simțit că vrei altceva? Că îți trebuie altceva? Am stat 10 ani în concediu de maternitate, care a fost cei mai frumoși ani. Pentru că n-am avut ca obiectiv să muncesc. Atunci. Sunt o persoană care întotdeauna am zis că dacă ai copii, trebuie și să-i educi, să-i dedici timpul ăsta. Și cumva am zis că gata, trei copii și atât. Am zis că Lorena este surpriza noastră. După 7 ani, diferența între Milena și Lorena, deja activam. Așa, aveam programări, mirese. A căzut așa din... Cadou. Am zis că Dumnezeu tare ne iubește pe noi. Ce cadou frumos ești. M-au ajutat foarte mult familia, pentru că datorită lor, îți dai seama, ai mireas la 5 dimineață, trebuie să stai, dar era foarte dependentă de mine și trebuia să te duci 20 de minute să o alăptezi, că așa ai perioada când ești mic, când copilul este mic, 20 de minute, nu este 5 minute, 10 minute, cum vrei tu și acolo cineva te așteaptă. Nu, 20 de minute, dacă tu mai vrei să mai ai răgaz, timp, încă o oră, două, să te ocupi de clientul tău. Și era complicat. Cristian era tata, care ieșea cu cărciorul afară. Corina era mama care, când aveam nevoie să ies, pe timpuri lucram acasă și era mult, combinam iată, și casa și lucru. Aveam 2 pe 2 metri, da, la un balcon. Asta e primul meu oficiu. Și ea era locul de mami, Corina. Așa a crescut. Milena nu chiar, ea zice că dă ce trebuie. Apoi cu timpul a început să o iubească cumva. Uneori i-a acordat mai multă atenție. Când mergeți pe stradă și ziceți că sunt copiii mei, se întâmplă să vedeți reacția oamenilor deosebită? Întotdeauna. Majoritatea nu cred. Da. Anume eu cu mama când plecam să ne plimbăm, tot și cred că noi suntem surori sau prieteni. Da, Corina zice, mama, ia uite, te rog aici. Mama? E așa. O privire de uimire, semnul întrebării. Mama, voi sigur e mama? Eu credeam că voi sunteți surori. Cred că pe Vitalie se mai întâmplă să-l suni și să zic că am văzut-o pe nevastă ta cu unul. Că și Cristi e mândru că merge lângă mama. Nu, Cristian, nu prea. Noi mai mult cu fetele, așa mai facem o zi de fete. E mult eu cu întrebări fetele. Hai să întâlnim fetele alea două frumoase care au venit, după care o să ne întoarcem la discuție, că vreau să vorbim despre vacanțele voastre, că văd că sunt multe și frumoase. Doar un moment vreau să întreb. V-am văzut tare îndrăgostiți în anumite poze frumoase, fotosesii, nu? Da. Că așa ele se numesc. Cât de bine vă simțiți să vă luați nevasta în brațe? Undeva nu mi-a plăcut formularea. M-ați văzut îndrăgostit în poze. Eu întotdeauna sunt îndrăgostit.
Nici nu mai în poze. Dar în brațe eu o duc și prin casă o duc în brațe. De obicei bărbații sunt mai rigizi și atunci când e nevoie să fac o ședință foto, e mai greu de convins. Sau nu-i cazul dumneavoastră? Nu. Vitali întotdeauna a fost acceptat. Folosesc orice moment când este posibil să o iau în brațe. Mi-a plăcut. Eu sunt persoana care pot să zic, hai te rog, lasă-mă, că eu sunt grea și, mă rog, sănătatea și trebuie ție, dar el taci și faci. Vă place că nevasta este în centrul atenției? Eu sunt bucuros că este în centrul atenției, important să se simtă bine, numai pentru. Dar nu este chestia asta, că iată cineva în centrul atenției și cumva este ceva obișnuit. Poate că, nu știu, suntem actori și suntem invitați deseori pe platou de filmare, la ședințe foto și cumva au mâncat deja din pâinea aceasta și cunosc cum este să fii după cadru. Mm-hmm. Merg să întâlnesc fetele și o să o fur pe mama de lângă voi să vorbească și artistele despre make-up artistul și hairstylistul lor, doamne, ce cuvinte întortocheate în lumea modernă, că de fapt e vorba să le facă frumoase și să le facă pe acestea să se simtă bine în viața reală și pe sticlă, așa că merg să le salut. E vorba de Katie Ren și de Oxana Mardari. Eu vreau să vină împreună fetele, chiar dacă o să ne cânte pe rând, pentru că și stilul melodiilor lor este cumva diferit. Ele au un om de legătură comun, care e Tatiana Codreanu și astăzi pe canapeaua noastră. Vă rog să urcați pe scena noastră. Bine ați venit, frumoaselor! Bună seara! Bine, dar pe Katie ați năgătit-o, Tatiana, că nu a reușit. Salutare! Azi, Oxana a fost în avantaj. Dar veniți un pic mai în față să ne vadă și reflectoarele. Bine v-am găsit. Fetelor, voi vă nimeriți în același timp, la aceeași oră, în salon, vreodată sau nu? Prima oară ne-am văzut azi, nu? Serios? Ne-am mai văzut la concerte, dar nu, în salon nu prea reușim. Cum își alege un om sufletul pereche sau omul alături de care se simte bine? Pentru că eu ziceam odată, la frizer ești ca la psiholog. Atâta timp cât stai pe scaun, poți să deteni întreaga viață, toate poveștile și slavă Domnului că acesta nu le duce mai departe. E un lucru foarte important. E așa? Adevărat. Depănați povești de viață? E adevărat. De aici și apare inspirația videoclipului care am realizat în continuare cu familia. Ne duce în brațe, nu? Că de aici am pornit asta. Și cumva încet, încet o să ajung aici. Eu zic să cântăm, să descărcăm un pic atmosfera, după care mai vorbim ca între noi fetele colea la terasa noastră improvizată. Lăsăm pe Katie să se simtă artistă deocamdată, pe Oxana o fur și ne așezăm, după care o să vorbim despre videoclipul ăla mustos pe care l-ați făcut împreună cu familia Tatiani și nu în ultimul rând să vorbim și despre imaginea lelelor pe care ai reușit cumva să le scoți în lumina reflectoarelor și le-ai făcut atât de vestite și de frumoase, încât azi când te-am văzut fără flori în cap din start am zis, da, tu azi nu o să ai flori în cap. O să fie în videoclip și o să le punem pe fondal. Așa e, da. Te lăsăm aici și noi mergem să te ascultăm. Cu drag. Știu că mai aștepta să vin cu o sticlă de caperne, să uit cu tine de rutină și de mine, dacă e doi pași înainte și unul înapoi. Duse de val m-a învățat, întotdeauna să ajung la mal. Marea magnet, marea magnet, lângă tine nu am vreun regret și devin un suflet complet. Marea magnet,
Știu că nu ții de sete, dar nimeni n-ar putea dus-a de val. Când mă arunc la fel ca tine, să mă prinde așa. Marea magnet, marea magnet, lângă tine nu am vreun regret. Și de vii în un suflet complet. Marea magnet, marea magnet, te găsesc. În fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Isaac Newton. Cu adevărat un magnet, te rog să vii să te așezi lângă mine și pe Tatiana rog să vină aici, pentru că aș vrea cumva să vorbim despre responsabilitatea pe care o are un stilist atunci când e vorba de clientele și de prietenele sale. Ori e foarte important ca omul atunci când închide ușa să se simtă bine și să aibă încredere în el. Tatiana, Tania, cum îți spun fetele? Cum atragi oamenii? Cum e cu magnetul ăsta, cu marea magnet, care duce valurile sale tumultoase și adună fetele oamenii? Fetele spun Tăniușa. Asta am vrut să zic. Tăniușa. Și Oksana exact la fel. Da. Da. Cum aduni mai oamenii? Oficial, ai foarte Tatiana. Multă lume în jurul tău. Foarte multă. Da. Nu știu cum le adun. Ei singuri vin. Pot eu să zic că Tatiana este o profesionistă în ceea ce ne leagă de fapt și lucrează atât de minuțios, ceea ce mă reprezintă și pe mine, că eu ani de zile căutam persoana care să-mi fie stilist și așa a vrut Bunul Dumnezeu să ne unească și nu doar în ceea ce reprezintă vizaj, hair, stilist, ci și inspirație, creativitate. Stând așa uneori la taclale cu Tatiana, te inspiri. Ea de la mine și eu de la ea. Asta ne reprezintă, de așa fapt. Așa ai scos cântecul ăsta prăfuit la suprafață. Așa ai este. Eu deja renunțasem la această creație, Neică, Dragostea de Vară. A fost așa o melodie care am creat-o fiind adolescentă. A fost o dragoste naivă, de fapt. Și am considerat deja am o vârstă unde să mai cânt eu așa o melodie. Dar mereu mă inspiră familia Tatianei. Copilașii atât de ginga și dulci. Și dragostea asta, respectul care l-au ei reciproc, soț și soție, atât de mult mă inspiră și mereu îi spuneam, Tatiana, sunteți extraordinari. Neapărat cândva mi-aș dori undeva, într-un videoclip, să fiți actorii mei. Sunteți atât de frumoși. Și iată, cu discuția dată, a și apărut ideea. Am avut o ședință foto. Probabil. O ședință foto într-o livadă. Și Oksana, acolo m-am văzut în unul la celălalt. Da, Oksana, când a văzut pozele, iată așa vreau. Da, exact. Și noi peste o zi sau peste două? Nu, în a doua zi. Eu eram la ea la machiaj, la coafură și încă pozele erau neprelucrate, le-am văzut așa materialul brut și zic, Tatiana, căutăm soluția mâine să filmăm. Era în ajun de Paște, cumva lucrurile erau prea complicate. Toată lumea se gătea de Paște, dar eu sunt regizor, vă rog că le vada înflorită. Arde! Da.
Lele, dar tu de când o știi pe Lelea, Taniușa? Da, îmi place așa, avem o mică șezătoare între Lele și chiar mă bucur pentru asta. Vreau să adaug la ce a zis Oxana, că ceea ce are Tatiana deosebit în ea este faptul că orice nu s-ar întâmpla, găsește o soluție. Zici că cu matematică, știi, soluția mereu există. De fapt, ăsta a fost primul meu videoclip în care am fost și în calitate de regizor și în calitate de model, hai să spunem așa, și organizator și tot. Și a fost foarte greu pentru mine, dar eu sunt sigură că m-a înțeles și, na, și a făcut super bine treaba și se vede și în videoclip. Tu simți importanța care vine pe umerii tăi atunci când cineva vine și zice vreau. Dar cum și de unde și ce? Neapărat. Vreau. Întotdeauna. Cu siguranță, pentru că uneori mă confrunt cu situația când persoana nu poate să redea ceea ce are aici, atunci este dificil. Dar dacă eu încerc să simt și să prind firul ce a avut în vedere, atunci este foarte ușor. Tatiana Firesc deja este acel model pentru noi, că ea este foarte exemplară, foarte ordonată. Uneori mă și ceartă pentru 5 minute că am întârziat. E foarte pedantă, organizată, le reușește pe toate, numai o persoană care le are puse la punct toate lucrurile. Și Tatiana în cazul ăsta ne poate fi oricând exemplu și cu tăria de caracter, când ține ea dietele și când face sportul și când toate lucrurile astea, deci chiar că ne motivează. La moment nu. Recunosc, mi-am procurat abonament deja a doua lună și i-am dat soțul. Că nu reușesc fizic. Dar vine primăvara, deci... Dar asta nu înseamnă că nu-și acordă timp aspectului fizic, pentru că, uitați-mă, neapărat. Exact. Clar. Noi din și asta mă uimește, cum reușește? Nu înțeleg cum reușește. Nu. Păi, Cristi dă cu aspiratorul, Corina și Milena fac ajutor. Mâncare, da... Lorena efectiv, o să preia afacerea. Pur și simplu, da. Milena. Bravo, da. Copii. Acolo e o armată. Dar să fie așa gata crescut de alții. Da. Ei, și când ai un soț așa de treabă, care aici, te susține nu mai și care... că o să-mi ia la bătaie, chiar Tatiana. Aplauze pentru soțul care o susține în toate, că dacă ar fi să fie numai inerția ei, nu știu dacă le-ar reuși în așa mod. Mm-hmm. Să simte o susținere bună și atunci femeia înflorește. Exact. Apropo de femeie care înflorește, vreau să mă întorc la lelele noastre, pentru că melodia s-a fost cumva plusată, titrată, comentată. Bună de tot melodia asta. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Da, mi-a plăcut și la Eurovision de tine, deși cumva cineva a zis, măi, să concurezi cu Zdupi e o cauză pierdută din start, nu că voi ați fi mai răi și ei mai buni. Dar cumva imaginea a lucrat pentru băieți de la sine, deși și trenuletul e bun. Acum să recunoaștem. Lelea asta puternică, de unde vine? Că tot cu lele puternice vorbim. Ai crescut-o în tine? Da. Ce frumos ai zis. Ce frumos ai zis. Da, am crescut-o în mine în timp, cu multă muncă și suferință, aș spune. Și e un fel de depășire. Dar piesa asta, nu e, da, e din mine, doar că este dedicată femeilor, pentru că sunt multe femei care sunt într-adevăr mai puternice decât cred că sunt și asta nu e bine. Eu aș fi vrut ca să le încurajeze și să le... Să fie feminine? Da, să nu știu. Să se lase iubite? Nu, din contra, să creadă că fericirea este în mâinile lor, că pot mai multe, că să aibă curaj să meargă înainte, oricât n-ar fi de greu. Pentru că noi adesea nu avem curaj să schimbăm lucrurile, să mergem înainte. Și pentru că viața nu se termină la anumite dezamăgiri. Ba din contră, e un alt nivel atunci când treci prin dezamăgire și mai oferi o șansă să crezi și să iubești. Adică eu deja cred că asta e, deci asta e un next level. Despre asta e și despre faptul că femeia poate oferi iubire, trebuie să o ofere și cu răbdarea treci și marea. Fetelor puternice sau nu? Voi înșivă, pe voi, vă considerați puternice? Că piesa asta o păstrăm pentru finalul emisiunii, să fim puternice cu toatele și desigur. Să răbdăm doar atât cât trebuie să răbdăm, nu mai mult. Desigur puternice, altfel cum? În lumea artei să reziști, altfel nu se poate. Tatiana, ești puternică sau omul de lângă tine e puternic și te lasă să fii slab în preajma lui?
slabă eu, ca eu și... Eu mă las să fiu slabă când sunt alături de soțul meu, dar de fire eu sunt puternică. De altfel, n-avea să obțin confir tot ce am eu în spate. Plângi? Când nu te vede nimeni? E foarte rar, doar pe emoții, când hormonii joacă, știu. Apropo, Roselina, dar nu cred că a plânge înseamnă o parte... a-ți arăta slăbiciunea. Da, absolut, nu este deloc. Ba, din contră, dacă plângi, te ușurezi, da? Adică Nu, că asta aveam în se face mai ușor și psihologii recomandă chestia asta, da. E ok să plângi. Și băieții e ok plâng să plângi. Câteodată, da. Vorba lui Dan Bittman. Nu, când eram domnișoară, plângeam doar când stăteam la masă cu părinții mei, da, tata era suficient să scoată. Dar ce ai făcut tu? Sau gata, eu plângeam și... Dar acum nu, m-am făcut un pic mai puternic. Ce faci când te enervezi? Dai cu pumnul în masă? Trântesc ușile. Ok, farfuriile sunt regi? Da. Hai să schimbăm imaginea subiectului. Eu zic să rugăm pe Oxana să meargă să ne cânte. O să pipărăm melodia ta cu imagini din videoclip, să vedem cum te duce în brață omul tău și să te invidiezi toate femeile. Da. Sau nu. Să-ți iei exemplu mai degrabă, că asta, de fapt, trebuie să facem. Așa că, Oxana, scena te așteaptă. Drag. Noi te ascultăm, te admirăm. Eu am văzut cumva videoclipul, așa că mă mulțumesc să te văd doar pe tine cântând, iar telespectatorii o să aibă parte și de imagini frumoase. Și-acum de dorul tău plâng, mă. Dragostea-i o boală grea, acum să pot să scap de ea. Cât-i lumea lung și largă, dragostea-i nu-i găsești, leac, mă. Of, numai cine te iubește. De dragoste luminați, mă. Ce mai ochi are Neica să-i vândă, i-aș cumpăra. I-aș plăti cu bani și averi numai cât să-mi fie ai mei, mă. Oh, Neicuță, te aștept să-mi vii, mă. Și-acum m-am mai părăsit, mă.
mulțumim foarte mult. Te rog să vii să ții companie Lele până la final ca să ascultăm și melodia. Eu pe Tatiana o furt să vorbim un pic cu badea ăla, cu mustață și cu ochii căprui, că așa se cântă melodie. Mustața deja nu-i, dar ochii au sclipit atâta timp cât noi am vorbit între noi fetele. Și mi se pare foarte important să-l întrebăm dacă s-a simțit vreodată cocoș în casă. Poate nu la mine vă referiți, nu m-am simțit niciodată cocoș în casă. V-ați simțit vreodată important și ați avut ultimul cuvânt de pus? Să spunem că m-am simțit important, nu e așa. M-am simțit capul familiei, e ok. Da, am respectul ca capul familiei se simte. Un respect de soție pentru soț, se simte. Și asta ajută mult pentru a lua careva decizii importante. Dar normal că este să ne consultăm, să ne sfătuim unul cu altul și să luăm decizii tot una, luăm decizii împreună. Dar dacă dați timpul înapoi, simțiți cum ați crescut fiecare în parte în cadrul acestei familii? Cum susținându-vă unul pe celălalt, v-ați maturizat? Ați căpătat alte valori, alte principii au început să fie importante în viața voastră? Noi ne-am prelucrat în ani, unul pe altul ne-am ajutat să devenim mai perfecți, mai buni, mm-hmm. mai ascultători unul de altul, că nu poți să spui că tu trebuie să asculți de mine, eu trebuie să ascult, eu trebuie să cedez, auzim chiar. Tu trebuie să cedez, da. Chiar să cedem undeva, nu-i că să ne auzim. Că erați mai aprinși la începutul relației, fiecare avea dreptate și vă auzeați mai greu, de spuneți că în timp ați început. E foarte important. Așa. În momentul în care educi patru copii frumoși și buni de dat exemplu celorlalți, asta vine de acasă, din familie, asta vine din relația dintre mama și tata, nu-i așa, dragii mei? Până la urmă, nu se educă de pe hârtie, se educă din ceea ce vede un copil acasă la mama și la tata. Eu zic, în căsătorie este ca și, ca și un copil în familie. Se spune 7 ani de acasă. Fix, exact și așa este și în căsătorie. 7 ani de căsătorie. Rezist 7 ani, mai departe este ok. Este grad de șlefuire. Da, de acomodare unul cu altul. Se mai spune ceva. Prima tentativă de divorț e după 3 ani, a doua tentativă e după 7 ani și mai e ceva pe la 9-10. Și dacă depășești, voi ați ajuns la 22-3? 21. La 21, bine, el are 21, plus încă un pic... 4. Da, e ceva. Noi avem 22 de ani de căsătorie. Uh-huh. Ați avut tentative de divorț la început de relații? De astea, gata, nu te mai suport sau ești prea fițoasă sau vrei prea multe? Să nu aduci bani că trebuie, nu știu. Aș spune eu. Spune. Aș răspunde... Uh-huh. Deci eu aveam vorba aia că gata, ceva nu-mi place, eu merg la divorț. Și mă aruncam așa cu cuvinte. Și chiar ne planificam, gata, mâine mergem. Și Vital era mai înțelept cumva și eu am de dus astăzi, hai amânăm pe altă zi. Și cumva se linișteau spiritele în casă. Iarăși se aprindea focul și până la un moment dat Vital a zis, ok, mergem. Și chiar am mers și în ziua aceea era închis. Stare, nu știam că luni nu lucrează. Da. Și eu m-am aflat în fața ușii și cumva m-am trezit și am zis că nu, asta nu ar trebui să fie. Și de atunci niciodată nu m-am aruncat cu cuvinte de genul, mergem la divorț. Asta este. Dar a fost în primul an de căsătorie, deci asta era... Eu cred că toate cuplurile au asemenea situații, doar că ele trebuie depășite. Și cum pentru să înțelegi că nu hopul. Este atât că astăzi vreau, mă căsătoresc, mâine iar cel mai divorț? Greu moment este să adaug aici, este experiența celor maturi. Noi am fost lipsiți de experiența celor maturi. N-am avut părinții alături. Părinții au plecat, de vreme au plecat de și noi n-am avut cine să ne rețină din mânia asta noastră, de a ne arunca și cu cuvinte zice, și stai, cu fapte. Nu, mai, nu faci chiar așa... Dar fiind având caractere tari, ambii, noi, eu să cedesc, tu să cedesc. Dacă ar fi să dați o definiție a noțiunii de familie, din punctul vostru de vedere, ce ați spune despre asta? Eu aș spune sau ar respect. Veni unul mai tânăr și a zice, mai aveți o familie frumoasă, vă priveți dintr-o parte, e un secret? Pentru mine, familia este respect, într-un cuvânt, și iubirea. Da, iubirea conține mai multe, da, în ea. Și respectul, răbdare, undeva și unde lungă răbdare, da? Toate aici intră. Și inițial este pasiune, da, între doi. Iubire, pasiune, dar apoi rămâne respectul, cumva.
este să ne auzim. Să ne auzim. Nu numai să ascultăm, dar să auzim mesajul pentru care vine pentru cuvinte, pentru rânduri de la partener, de la copil, de la... Asta este important. Asta bunei trebuie să ne învețe. Exact. Chiar nu părinții, dar chiar bunei. Că asta vine cu timpul. Părinții noștri tot se bucură, dar deja... Azi s-ar bucura, eu zic, noi ne-am bucurat, noi deja așteptăm undeva nepoți, așa, pentru altele, dar... Vreți să fie harnici ca și voi, copiii? Noi n-avem răbdare, dar nu că-i fugărim, doamne, dar voi ți-o un exemplu frumos pentru ei și cred că dacă v-ar urma exemplu și și-ar găsi jumătățile, nu ar fi o problemă sau vreți totuși să învețe și după asta? Nu, totul vine pe rând. Deci nu este la noi că nu trebuie să te căsătorești și eu sunt exemplu la capitolul că poți face să îmbini cumva și familia și învățătura. Eu la prieteni întotdeauna le spun teorema mea personală. Cum ți-e greu cu atâția copii? Fiecare copil este, nu este o problemă, este un motiv, este un imbold, este un motiv să lucrezi, pentru cineva să muncești, altfel n-ai scopuri. Ce frumos a zis, eu vreau să pun punct aici. Nu vreau să mai vorbesc pentru că nu e vorba de mulți copii, e vorba de o familie frumoasă și voi chiar sunteți frumoși, să vă țină Dumnezeu împreună, să fiți sănătoși și să fiți bucuria părinților pe viitor. Pentru că odată scoși în lumina reflectoarelor sau pe scena vieții, întotdeauna să luminați asemenea diamantului despre care vorbea tata. Ultimul cuvânt este al lui Katy Rain de pe scenă, pentru că până la urmă orice femeie este puternică dacă are alături un bărbat care știe să o motiveze și să o facă puternică. Cuvântul simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți, numai bine tuturor! Somebody